Energizant natural, ie cu sfeclă și morcovi pentru un superbost de energie. Smotieul cu sfeclă roșie are puternice calități care ajută la întărirea sistemului imunitar, îți reface stocurile de energie și contribuie și la o bună circulație a sângelui. Este ușor de preparat, însă gustul, din păcate, nu e tocmai plăcut. Beneficiile pe care le aduc ingredientele sale în stare proaspătă sunt, însă, mult mai importante decât plăcerea gustului. Morcovi și sfecla roșie sunt ingredientele principale ale acestui zbobhie, folosită desea și în tratamentele alternative împotriva cancerului sau altor boli grave, ușurând oarecum efectele chimioterapiei și radiaților. El poate fi băut însă și ca metodă preventivă împotriva unor boli care sunt, de multe ori, generate de stres. Sfecla roșie ajută regenerarea ficatului, fiind un protector natural al acestuia. Este bogată în vitamina C, dar aduce și vitamina B, fibre, potasiu, mangan, fosfor, cutru, fier și magneziu. Morcovii au puține calorii și conțin beta-caroten, care devine în organism vitamina A. Sunt eficienți în tratamentele anti contribuind la calitatea pielii și protecția împotriva acțiunii nocive a ultravioletelor în exces. Tot ei te ajută în problemele legate de sănătatea vederii și si te ajută chiar să vezi mai bine pe timpul nopții. Ficatul este susținut în efectuarea proceselor de detoxifiere naturală a organismului cu ajutorul acestor legume. Iată mai jos cum poate fi preparat. Ingrediente. O lămâie. 1 kg de sfeclă roșie. O jumătate de kilogram de miere organică. O jumătate de kilogram de morcovi. 3 mere. 3 portocale. Mod de preparare. Mixează toate ingredientele într-un blender. Poți turna apoi sucul în sticle și îl poți păstra în frigider. Bea din elocană pe stomacul gol în fiecare dimineață. Efectul energizant și starea de bine se vor simți în aproximativ 10 zile. Multă sănătate oameni dragi, vă invit să vă abonați pentru a rămâne la curent cu materialele, să apreciați pentru susținere și să împărtășiți cu prietenii canalul.